În adâncurile nisipurilor Egiptului, piramidele veghează trecerea mileniilor. Dar oare când au fost ele cu adevărat ridicate? Dovezi recente sugerează că istoria faraonilor ar putea fi mult mai veche decât am presupus. Cercetătorii britanici sunt pe cale să rescrie cronologia Egiptului antic. Dacă o considerați ca fiind civilizația care a încorporat regalitatea faraonică, limba scrisă în hieroglife și religia care a fost în cele din urmă înlocuită de creștinism, aceasta a început în jurul anului 3100 și s-a încheiat în jurul anului 400, a declarat Aidan Dodson, profesor de egiptologie. Însă vestigiile descoperite arată că oamenii trăiau în Egipt cu mult înainte de anul 3000, iar unele teorii sugerează că Sfinxul și Marea Piramidă ar putea fi cu mii de ani mai vechi decât se credea. Cea mai veche prezență umană, cunoscută în Valea Nilului, este estimată la aproximativ 400.000 de ani. Preotul egiptean Maneton a relatat că primul conducător al acestui Egipt unit a fost un rege pe nume Menes. Adepții teoriilor extratereștrilor antici afirmă că și celebrul Sfinx din Valea Regilor ar trebui datat cu cel puțin 5.000 de ani în urmă, forma actuală fiind doar o reinterpretare a unui monument mai vechi. La fel ar fi și cazul Marii Piramide, care ar fi fost construită pe bazele uneia mai vechi cu cel puțin 6.000 de ani în urmă. Civilizația egipteană continuă să ofere descoperiri cu adevărat incredibile legate de tehnologiile, de cunoștințele pe care egiptenii le cunoșteau cu mii de ani înainte să fie inventate de lumea modernă. Unele dintre relicvele lăsate în urmă de această civilizație, a cărei origine continuă să creeze controverse, este așa numitul disc al lui Sabu, un obiect de piatră care sfidează aproape orice logică. De-a lungul anilor au apărut multe teorii ciudate în încercarea de a-i descoperi adevăratul scop. Oricine vizitează vastul muzeu de antichități din Cairo va fi uimit de bogăția de comori ale Egiptului antic conținută în interiorul acestuia. De la faimoasele comori găsite în mormântul lui Tutankhamon, la statuile faraonice și mumiile bine conservate, acest muzeu este oprirea numărul 1 pentru toți iubitorii acestei culturi antice. Dar în timp ce veți fi uimiți de aceste comori populare, un obiect curios poate fi ușor trecut cu vederea: discului Sabu. Acest obiect ciudat are o formă circulară și măsoară aproximativ 610 mm în diametru și aproximativ 104 mm în înălțime. A fost descoperit în 1936 de un egiptolog britanic renumit, Walter Brian Emery, și a fost datat în cele mai vechi perioade ale Egiptului antic. Emery și-a dedicat cariera săpăturilor în vara râului Nil, iar între 1935 și 1939 a efectuat numeroase cercetări și săpături în cimitele din Saqqara. Locul de odihnă al multor personaje de rang înalt în perioada dinastică timpurie, Saqqara este unul dintre cele mai vechi și mai mari necropole din Egiptul antic. Bineînțeles, săpăturile din Saqqara au dat multe obiecte importante și valoroase, dar niciunul atât de ciudat ca discul lui Sabu. Emery l-a descoperit în timp ce săpa mormântul prințelui Sabu, un guvernator din prima dinastie și fiul celebrului faraon Anedjib. Acesta din urmă a fost al cincilea conducător al primei dinastii și a succedat puternic faraon Den. Din păcate, se știu puține lucruri despre fiul Anedjib, prințul Sabu. Acesta nu i-a succedat tatălui său pe tron, dar a primit totuși o înmormântare onorabilă în Saqqara. Istoria nu consemnează prea multe detalii despre relațiile dinastice din prima dinastie, așa că s-ar putea să nu știm niciodată despre soarta lui Sabu, despre rolul său exact la curte sau despre evenimentele politice din acea perioadă. Emery scrie că Sabu a fost probabil un alt funcționar și un administrator al unei provincii, atât în timpul domniei faraonului Den, probabil bunicul său, cât și a tatălui său. Mustaba, mormântul prințului Sabu, a fost descoperit chiar în marginea platoului din partea de nord a Saqqarei. Era situat la aproximativ 1,7 km nord de emblematica piramidă în treptea lui Djoser. Desemnat ca mormântul 3111, a fost excavat de Emery în 10 ianuarie 1936. Mormântul era format din 7 camere funerare, fiecare dintre ele fiind presărată cu bunuri funerare asortate. Cea mai mare cameră conținea corpul prințului Sabu, care era însoțit de numeroase obiecte funerare. Cele mai multe dintre acestea nu erau nimic ieșit din comun: oase de animale, unelte din silex, vase de ceramică, obiecte din fildeș, boluri de piatră. Dar un singur obiect ieșea în evidență: un disc rupt în numeroase bucăți.
Odată reasamblat cu grijă, discul lui Sabu, așa cum a fost numit, a intrigat mulți egiptologi de frunte. Obiectul în formă de disc seamănă cu un castron cu fundul rotund și are trei lobi extrem de subțiri, sculptați și curbați la intervale de aproximativ 120 de grade în jurul periferiei castronului. Acești lobi sunt separați de margine prin trei găuri bine convexe. În centrul discului se află un tub subțire cu un diametru de aproximativ 10 cm. Obiectul este construit din șist. Șistul este alcătuit din granule grosiere și se caracterizează prin minerale alungite în straturi marcate. Are tendința de a se fărâmița atunci când este prelucrat și poate fi zdrobit foarte ușor atunci când îi se aplică unelte. Iată deci primul mister, cum a fost sculptat discul cu detalii atât de fine. Când ne punem această întrebare, trebuie să luăm în considerare vârsta discului. Mormântul prințului Sabu este datat în jurul anului 3000 înaintea erei noastre, ceea ce înseamnă că discul este vechi de cel puțin 5000 de ani. Se crede că uneltele folosite atunci erau făcute din piatră și cupru, ceea ce ar fi făcut ca meșteșugul fiind să fie destul de dificil, dacă nu imposibil, mai ales pe un material atât de fragil pe cum este piatra de șist. Cumva discul lui Sabu pare ne la locul lui într-un mormânt al unui nobil din prima dinastie. De-a lungul anilor au apărut multe teorii convingătoare. Aproape imediat după descoperirea sa, discul a fost promovat ca fiind un vas sau un arzător de tămâie sau pur și simplu un obiect decorativ sau ceremonial banal. Însă mulți cred că acest lucru este departe, foarte departe de adevăr. O singură privire și doar cunoștințele de bază de mecanică și inginerie oferă o interpretare cu totul diferită. Acest disc ar putea fi partea unui mecanism. Un istoric amator plin de resurse ar putea să fi rezolvat misterul. Înarmat cu o imprimantă 3D, această persoană a creat o replică exactă a discului lui Sabu în încercarea de a-și demonstra propria teorie. Discul ar fi un rotor antic, o parte a unei pompe centrifuge. Atunci când era plasat într-o carcasă și propulsat la viteză mare prin intermediul arbolului mic din centrul său, discul era extrem de eficient în deplasarea apei. Mai mult atunci când este propulsat fără o carcasă care să direcționeze apa deplasată, discul creează un vortex puternic. Datorită detaliilor sculptate în mod complicat, discul este capabil să deplaseze apa cu ușurință și pare a fi o componentă crucială a unui mecanism de pompare a apei. Un fapt vine în sprijinul acestei teorii. Egiptul antic depindea de irigații. Mai târziu în istoria lor au perfecționat gestionarea apei prin irigarea bazinelor, un proces care le permitea să controleze creșterea și scăderea râului. Astfel au reușit să-și maximizeze recoltele și să-i sporească capacitățile agricole. Așadar, de ce ar fi ciudat să considerăm că au făcut încercări de a crea un design avansat care să-i ajute să irige terenurile rapid și eficient? Un obiect de lut și mai vechi datat în perioada predinastică este ciudat de asemănător cu discul lui Sabu. Acest obiect prezintă trei șerpi sărind din centrul unui disc care arată extrem de asemănător cu discul Sabu, cu tot cu axul central și cele trei găuri bine convexe. Ar putea reprezenta acest obiect de lut trei găuri de apă propulsate de pe disc? Pare foarte probabil. Dar șistul nu pare a fi un material suficient de rezistent pentru a fi un mecanism de pompare. Acest lucru sugerează altceva. Artizanii din prima dinastie a Egiptului încercau să recreeze un obiect mai vechi folosind unelte și materialele pe care le aveau la dispoziție, un obiect pe care poate nu îl înțelegeau pe deplin. Multe teorii sugerează că discul lui Sabu este doar o replică din piatră de șist a unui obiect original realizat din metal. Se sugerează chiar că obiectul a fost descoperit printre rămășițele unei civilizații mai vechi, mai avansate, una care a precedat istoria timpurie a Egiptului antic. Renumitul autor elvețian Erich von Däniken este unul dintre principalii susținători ai teoriei conform căreia extratereștrii sau civilizațiile superioare avansate au influențat primii oameni. El sugerează că discul lui Sabu a fost o copie în piatră egipteană a unei componente interne din hiperpropulsorul unei nave extraterestre sau mai simplu un model de piatră unei farfurii zburătoare. Alții au asemănat discul cu volanele avansate cu margine ușoară care a fost dezvoltate în anii 1970 de inginerii de la rochete de la Lockheed Martin și există într-adevăr o mulțime de asemănări. Cu toate acestea, unii au propus un rol mult mai simplu pentru disc. Aceștia afirmă că cei trei lobi erau folosiți pentru a ține firele de mătase sau de frânghie. Când discul era învârtit, acesta țesea cele trei fire într-unul singur, creând sfoară sau frânghii mai groase. Această teorie este însă adesea respinsă ca fiind pur și simplu prea simplă. Egiptenii nu ar fi mers atât de departe pentru a crea discuri doar pentru a țese fibre, când alte metode erau disponibile destul de vreme și erau mult mai ușor de realizat.
Există și alte teorii, unele mai extreme decât celelalte. Un autor francez sugerează că discul lui Sabu este doar unul dintre multele care făceau parte integrante dintr-o fabrică timpurie. Această teorie complexă explică modul în care egiptenii antici fabricau carbonat de sodiu în interiorul piramidelor, folosind sisteme și tehnologii avansate. Dar cum se poate observa, o mulțime de propuneri pur și simplu alunecă pe tărâmul imposibilului și par să se bazeze mai mult pe împlinirea dorințelor decât pe arheologie solidă. Hipermotoarele antice, complexele de fabrici, volanele și alte sugestii improbabile sunt pur și simplu imposibile de dovedit. Pe de altă parte, știința tradițională are tendința suspectă de a respinge orice sugestie conform căreia discul ar face parte dintr-un mecanism. Arheologia mainstream consideră că discul era un simplu arzător de tămâie sau, fără amenajamente, un simplu vas. A face eforturi atât de extreme pentru a lustrui și a modela piatra, deși super delicată, într-o formă atât de complexă, doar pentru a crea o vază, pare la prima vedere puțin probabil. Chiar și procesul folosit pentru a crea discul este dificil de explicat, având în vedere vechimea acestuia. Dar dacă acceptăm faptul că acesta este într-adevăr un lucru pe care artizanii din prima dinastie au fost capabili să-l creeze cu uneltele pe care le aveau la dispoziție, întrebarea rămâne: în ce scop? Pare clar că discul lui Sabu făcea parte din ceva complex. Runele vikinge formează un sistem de scriere antic care a fost folosit în Europa de Nord până la sfârșitul Evului Mediu. Ce au vrut să transmită vikingii cu aceste rune rămâne încă un mister neelucidat, mai cu seamă că poveștile îmbină firul narrativ al vieții strămoșilor lor cu o posibilă descindere a zeilor din cer pe pământ. Există o mitologie profundă și interesantă în spatele runelor vikinge. Povestea spune că zeul Odin și-a tras în țeapă propria inimă cu sulița și a stat atârnat de copacul lumii timp de 9 zile și 9 nopți pentru a înțelege semnificațiile runelor. Runele erau simboluri care proveneau de la fântâna lui Urd. Această fântână era una dintre cele 3 fântâni diferite care se aflau sub copacul vieții. Conform legendei nordice, din această fântână au ieșit 3 norn, creaturi mitice care decideau soarta oamenilor. Din acest motiv, fântâna lui Urd este cunoscută și sub numele de sursa destinului. Nornurile foloseau runele pentru a transporta soarta prin trunchiul și ramurile copacului lumii și în cele 9 lumi dintre ramurile sare. Sacrificiul lui Odin a fost făcut cu mare durere și risc pentru el însuși, dar știa că runele transmiteau semnificații profunde și că dacă le-ar fi putut înțelege, ar obține o cantitate imensă de cunoștințe și putere. Odin a reușit în misiunea sa și pentru totdeauna a fost asociat îndeaproape cu cunoașterea și înțelepciunea. Povestea modului în care Odin și-a dobândit cunoștințele arată cum vikingii nu vedeau runele în același mod în care noi vedem alfabetul. În schimb, runele vikingilor aveau o natură mistică sau magică. Din acest motiv, runele vikinge erau folosite cu adevărat doar pe inscripții de mare importanță, cum ar fi pe pietrele runice care marchează morminte. Această semnificație magică dată runei a însemnat de asemenea că acestea erau frecvent folosite ca mijloc de comunicare între natural și supranatural, cum ar fi în vrăji. Runele erau gravate pe pietre pentru a fi aruncate astfel încât oamenii să poată prezice viitorul. De obicei, ele erau sculptate pe materiale mai dure, mai degrabă decât scrise pe pergament sau velină. Acesta este și motivul pentru care au un aspect mai unghiular în comparație cu alte limbi ale vremii. Interesant este și faptul că unele rune aveau de fapt înțelesuri duble pentru a ajuta la includerea schimbărilor care diferențiau limbile nordice de cele ale triburilor germanice. În timp ce anterior runele vikinge erau folosite aproape exclusiv pentru ocazii speciale, până în epoca vikingă runele au devenit mult mai des folosite pentru salcinile zilnice. Acest lucru s-a datorat în mare parte creșterii comerțului și a interacțiunii cu străinii, care a sporit nevoia de scriere și alfabetizare. La început, runele vikinge erau văzute cu adevărat doar pe pietrele runice, dar mai târziu acestea au fost folosite pentru a urmări comerțul sau pentru a contura legi. Chiar și în timpul epocii vikingilor, runele erau exclusiv sculptate în obiecte, mai degrabă decât scrise pe pergament sau velină. De fapt, numărul de pietre runice ridicate a crescut masiv în această perioadă. Interesant este și faptul că runele vikinge au avut de asemenea o influență majoră în genul fantasy modern, influențând mai ales scrierile lui Tolkien, cunoscut sub numele de Cirt, în universul Stăpânului Inelelor.